Mai multe tipuri de transformatoare. Transformatoare toroidale, ăsta, ăsta, ăsta. Transformatoare cu tole E plus I. Luăm pe ăsta, e un transformator toroidal cu înfășurări separate, în sensul că primarul este bobinat separat față de secundar. După cum vedeți, alimentarea pe 3 fire, ieșirile pe 6 fire, pe 3 fire cu 220 pe firele din capete, conform schemei, sau pe 115V, respectiv 110V, dacă se alimentează firele intermediare sau firele astea alte două, galbenul cu roșu, galbenul cu negru. Tensiunea de 18V, conform schemei, se scoate pe astea trei fire. Firul negru comun, 18V aici, sau 18V din coace, sau dacă luăm astea două fire, vor fi 36V. Bun. Dar avem și un autotransformator. Despre asta am vrut să povestesc, de fapt, care are și ăsta înfășurare primară față de, separat față de înfășurarea secundară. Ăsta e un transformator recuperat dintr-un stabilizator de tensiune, adică el stabilizează la tensiunea de 230V, chiar dacă coboară tensiunea mai puțin la 210, 192, 160, de volți, tot timpul va ridica la 230V cu, bineînțeles, circuitul electronic aferent. Are și o înfășurare separată secundară de 12V, 0V, 12V. Și aici, mai vedeți, are și 120 de grade Celsius, adică are în el un termostat care, să zic așa, care comandă un releu până astea două fire. Când ajunge temperatura transformatorului la 120 de volți, adică se încălzește, efectiv se decuplează tensiunea de pe el. Ca să înțelegem un pic schema, are și ăsta două fire pe capete, 0 volți firul negru și 230 de volți pe firul ăsta. Adică, dacă alimentăm acest transformator cu 220 de volți pe aceste două fire, vom obține în secundar 12 volți pe înfășurarea separată, dar putem obține și tensiuni intermediare pe astea alte trei fire, conform schemei, respectiv 210 volți dacă vrem să scoatem o tensiune de la firul negru și firul acesta vom obține 210 V, 192 de V la firul ăstălalt împreună cu ăsta și 160 de V de la ăstălalte două fire. Sau între 230 și 210 V îs 20 de V, dacă ne trebuie 20 de V, efectiv scoatem ieșirea de pe astea două fire. Dacă ne trebuie, de exemplu, 192-230, aproximativ 40V, 38V, o să scoatem tensiune de pe firele astea două. Bun. În regulă? Nu prea în regulă. Mai valabil e transformatorul ăsta, în sensul că dacă are înfășurarea secundară separată, e mult mai sigură, în sensul că, de exemplu, la ăsta, dacă vrem să îl alimentăm cu 220 V pe astea două fire și vrem să scoatem 20 V de pe astea alte două fire, dacă cumva, să zic, am faza pe ăsta și pe ăsta nulul și mi se realizează o întrerupere, știu din ce cauză, pe circuitul transformatorului, un fir pușcă sau nu știu ce se întâmplă, efectiv faza îmi va veni pe
circuitul pe care vreau să-l alimentez cu 20 de volți și e posibil să se întâmple electrocutări, circuitul posibil să se distrugă. De ce să fac autotransformatoarele? Autotransformatoarele se fac pentru o economie de sârmă de cupru, îs bune pentru ce v-am zis, chiar pentru folosite pentru ridicarea tensiunilor. Scotem, adică alimentăm, de exemplu, cu 110V, 160V și scotem 230V și pe circuitul care îl alimentăm, chiar dacă se întrerupe sau să în transformatorul, să face un scurt circuit în transformator sau ceva, circuitul care are nevoie de o tensiune mai mare nu se va întâmpla nimic. Dar ca să obținem din el tensiuni mai mici, cum v-am zis, să obțin între 230 și 210, de exemplu 20 de volți, ca să alimentez un circuit cu 210 volți dintr-un autotransformator, e riscant, e destul de riscant. Și de pe asta să îl putem folosi ca autotransformator, după cum ați văzut, se poate alimenta și cu 115 volți, respectiv 0 volți 115, tot 18 volți va scoate în secundar sau 42 de volți conform schemei pe cealaltă fire. Dar se poate scoate și din primar, dacă îl alimentăm cu 220, se poate scoate 115 volți, de exemplu, de pe celelalte două fire. Respectiv, alimentăm cu 220 peste două fire, negru și roșu, și scoatem, vrem, ne trebuie 110 volți să alimentăm ceva, se poate obține 110 volți după astelalte două fire, respectiv galben cu roșu sau galben cu negru, fără să se întâmple nimic. Transformatorul funcționează, scoate tensiunea proporțională cu ce s-a bobinat, totul e în regulă, numai să nu se întâmple cumva ceva scurt circuit în transformator. În principiu nu se întâmplă. E o sârmă grosă, nu prea are ce să se întâmple. Se pot folosi, dar cel mai bine e să aveți motoare, transformatoare cu înfășurări separate să folosiți. Ăsta, de exemplu, e tot un transformator toroidal, la fel se alimentează cu 220 și în secundar parcă se obține jur de, nu mai știu exact, 9V, 18V, o să și măsurăm să vedem. Se poate alimenta și cu 110 V, exact la fel ca celălalt, are 110 V aici sau din coace, sau se alimentează cu 220 și vrem să obținem 110, efectiv luăm de pe mijloc, de la această bornă și la una dintre cele două borne vom obține 110 V sau de pe înfășurarea secundară 18 V. Aici mai am un transformator cu tole E+I cu înfășurarea primară bobinată separat față de cea din secundar. Am mai povestit noi despre transformatoare. Totdeauna săgețele alea roșii le-am marcat când am rebobinat transformatorul, să nu cumva să greșesc sensul de bobinare. Adică dacă primarul este bobinat într-un anumit sens și secundarul trebuie bobinat în același sens. Aici înfășurările separate vizibile sau pe transformatorul ăsta, unde înfășurarea primară este bobinată separat, dar sub înfășurarea secundară. Aici se alimentează cu 220 și aici se scoate tensiunea de, nu mai țin exact, parcă 12 volți. Nu știu. O să facem și o probă. Am lipit cu pistolul cu plastic transformatorul ăsta, adică firele de intrare și de ieșire ale transformatorului pe placa asta, să nu cumva să fac un scurt circuit. Băgăm în priză și să măsurăm
un alternativ. Bun. L-am alimentat cu 220 de volts. Chiar 230 la rețea. Bun. Și conform schemei, sper să se și vadă, deci am 0 volts firul negru cu 230 ultimul fir. Între 230 și 210, dacă pun firul negru cu penultimul fir, ar trebui să am 210 volts. Să vedem dacă e atâta. V. Bun. Între 230 și 210 sunt 20 de volți. Între ultimul fir și ăsta ar trebui să am 20 de volți. V, adică dacă aș avea nevoie pentru o instalație de 20 de volți, aș avea cei 20 de volți de aici, care e calculat proporțional pe numărul de spire pentru 230, aici sunt 20 de volți, respectiv 210 volți între firul negru și penultimul fir. Aici ar trebui să am 192 de volți. La firul ăsta alt 160 de volți. Vedem dacă sunt 160 de volți. Greu de lucrat cu două mâini. Apă comună. 165 de volți. Și la secundar ar trebui să am 12 volți curent alternativ, 0 și 12 volți, pe celelalte două fire înfășurare separată. Respectiv 12,73 de volți înfășurare separată. La un alt tip de transformator toroidal, cu înfășurări separate, îl alimentăm și pe ăsta în priză cu 220 de volți. Pe secundar să vedem cât scoate. 18 volți. 18 volți, 220 alimentat pe primar, chiar 238 am, dar are două bobine separate de câte 110 volți, adică dacă se alimentează de aici, ar fi 120 de volți. Se poate alimenta și cu 120 de volți de pe ăsta, alte două fire, și s-ar scoate tot 18 volți pe secundar, sau dacă avem nevoie de 120 de volți, efectiv luăm două fire și scoatem de aici tensiunea de 120 de volți, să alimentăm ceva de un aparat care mai funcționează cu 120 de volți de pe vremuri sau aduse din străinătate. Transformatoarele cu înfășurări separate, pe care vi le-am arătat mai înainte, am aici unul, îl băgăm în priză, ăsta are o singură alimentare pe 220 de volți. Și pe secundar
17,83 de volți. Cam asta e treaba cu transformatoarele. Să știți că aici transformatoarele se pot folosi. Sunt făcute pentru economie de cupru. De obicei pentru ridicare de tensiune, nu pentru o tensiune coborâtoare, cu riscul să nu cumva să existe vreo întrerupere, știu din ce cauză. Unii chiar foarte grijulii când au copii mici în casă, alimentează înfășurare primară, înfășurare secundară 220, adică alimentează unele obiecte electrocasnice din casă printr-un transformator care nu ridică, nu coboară, păstrează tensiunea tot la 220, dar prin înfășurare separate, în sensul că dacă se întâmplă vreun scurt circuit sau nu știu ce părețea sau pușcă transformatorul, să nu se conducă și în secundar tensiunea de 220, ci efectiv să se întrerupă acel obiect electrocasnic, nu cumva să se curenteze careva. Cam asta e. Mulțumesc!